Stimați reprezentanți mass media, suntem după ședința ordinară a grupului pentru situații excepționale instituit în aceste zile pentru a asigura implementarea și monitorizarea deciziilor care sunt aprobate de guvern sau pe platforma Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Astăzi cunoașteți că am petrecut ședința acestei comisii, am luat mai multe decizii, unele destul de radicale, și astăzi cu colegii acum am discutat modul de implementare, monitorizare și pune în aplicare. În primul rând, vin cu detalii sau cu mai multe detalii referitor la deciziile aprobate astăzi dimineață de comisia respectivă. Sistarea zborurilor din Spania și Franța. Am anunțat imediat atunci la briefing că va fi din noaptea aceasta 00. Până la urmă am discutat, va fi din noaptea despre sâmbătă spre duminică. Din simplu motiv că avem informația că unii cetățeni deja s-au pornit spre aeropoartele respective și ca să nu creăm situații tensionate în aeroport, deci o să mai admitem un zbor și pe parcursul zilei de mâine, dar de la 00 pe 15 martie, adică în noaptea de pe sâmbătă spre duminică, cursele de pe aceste destinații se sistează. Următoarea noapte de pe duminică pe luni se sistează zborurile din Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Germania, Irlanda, Marea Britanie, Polonia, Portugalia, România. Deci începând cu ora 00, 16 martie. Referitor la alte destinații, vom discuta și mâine, pentru că vom avea aceste ședințe și mâine și poimâine. Dacă va fi necesar, va trebui să vom veni și cu decizii pe aceste direcții. După cum am menționat, cetățenii străini, iarăși începând cu ziua de mâine, nu vor mai putea zbura în Republica Moldova, dacă nu au, cu excepție dacă nu au statut de diplomați și nu vor putea zbura nu vor putea utiliza transportul aerian. Încă așteptăm deciziile privind frontierele terestre de la vecinii noștri, Ucraina și România. Ucraina, chiar de la ultimele 3 ore, au mai fost luate niște decizii. Deci o să venim cu informație suplimentară care puncte de traversare terestră a frontierii vor fi închise în următoarea perioadă. Am vorbit despre sistarea unor activități de divertisment și o să dau citire punctului respectiv, autoritățile publice locale, administratorii localurilor de agrement, recreiere, sălilor de sport, centrelor sportive, bazinelor de înot, sălilor de fitness, teatrelor, cinematografelor, sălilor de concerte, muzeelor și altor unități pentru antrenament și recreiere vor asigura asistarea activităților respective până la 01.04.2020. Și suplimentar, se sistează până la 31.03.2020 întrunirile serviciile religioase desfășurate de toate cultele pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Ceea ce am anunțat și dimineața. Astea sunt unele detalii privind deciziile aprobate astăzi în cadrul ședinței Comisiei Extraordinare pentru Sănătate Publică și care urmează a fi implementate deja din orele, începând cu orele următoare. Am discutat în formatul respectiv despre informarea imediată a autorităților publice locale, a tuturor primarilor, președinților de raion în privința acestor decizii, ca împreună cu suportul lor și a cetățenilor să putem lua asemenea măsuri extraordinare, dar absolut necesare la această etapă. Acum vreau să rog pe doamna ministru cu succintă informație despre evoluția pe coronavirusul COVID-19 de la ora 9, când va prezenta dumneavoastră informația dată. Acum avem date actualizate și o rog pe doamna ministru să se vă informeze. Mulțumesc mult, stimați reprezentanți ai mass media. Vreau să menționez că din probele care au fost prelevate de la cazurile suspecte, avem confirmate 2 cazuri de infecție cu COVID-19.
În ambele cazuri este vorba despre importul infecției, nu avem răspândirea locală a infecției respective. Persoanele sunt adulte și, la momentul actual, beneficiază de tratamentul în cadrul instituției medicale specializate Toma Ciorbă. Cu detalii vom veni pe parcurs. La moment avem 20 de cazuri suspecte, dar cunoașteți deja care este tendința. Spre dimineață numărul se poate mări. Important mai este un element, nu avem niciun copil până la etapa respectivă care ar fi fost infectat cu COVID-19. Eu vă mulțumesc foarte mult. Deci, în total, la ziua de astăzi, din păcate, avem 8 cazuri, toate sunt de import și toate sunt din Italia. Din Italia. Starea pacienților care deja sunt... Avem o dinamică pozitivă. Dimineața chiar domnul director a prezentat informația și eu acum m-am mai documentat încă o dată. Prima pacientă are, în general, un progres foarte bun în însănătoșire. Astăzi chiar a făcut și primele plimbări. Este în contact telefonic cu familia. În cazul pacienților de la Toma Ciorbă, vreau să menționez că sunt pacienți de gravitate medie, dar sunt și pacienți cu o stare de sănătate satisfăcătoare. Vă mulțumesc. Cu alte informații venim mâine la 16:30 după această ședință și nu știu dacă este mâine dimineață. Mâine dimineață avem grupul focal și la 8:30 vă așteptăm pentru declarație. Seară bună, sănătate!